Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Este zi de luni și 13 martie. Nu sunt superstițioasă, de aceea am încercat anume în această zi să încep o nouă filă din cariera mea de jurnalist. Vă invit în fiecare zi de luni și joi să urmăriți emisiunea Intersecția RM la postul de televiziune Accent TV, în care vom dezbate cele mai stringente teme din societatea noastră. Invitații din această seară în studioul Accent TV sunt Valeriu Ghilețchi, deputat neafiliat în Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Igor Nicoară, directorul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe din Moldova. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara și bine că v-am găsit. Și Grigore Novac, deputat PSRM în Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit în studio Accent TV. Bună seara și bine v-am găsit. Astăzi vom răspunde la întrebările care au în ultima perioadă, două săptămâni, așa să zic, au bulversat un pic atât societatea civilă cât și ecologiștii, deputații în Parlament au avut o dezbatere aprinsă vineri în ședința în plena Parlamentului. Și anume vom vorbi despre companiile străine care pot sau nu procede la extragerea petrolului sau a gazelor naturale de pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt regulile ce stau la baza procesului gestionării resurselor subterane, cum ajung acestea în folosința companiilor petroliere și care sunt foloasele, dar și, cel mai important, care sunt daunele aduse atât teritoriul respectiv, cât și populației aflate pe acest teritoriu. Deci, ca să precizez mai în detaliu, vom vorbi despre acel contract semnat cu Frontera Resurs și Guvernul Republicii Moldova de concesionare a 40% din teritoriul Republicii Moldova pentru extragerea, pentru explorarea hidrocarburilor și ulterior extragerea acestora de pe teritoriul de 12 kilometri amplasat în partea de sud a 12.000 de kilometri amplasați în partea de sud a Republicii Moldova. De la început vreau să vorbim despre acele dezbateri care au avut loc în Parlament și mai mulți deputați au fost împotriva acestui contract sau acestor activități care vor urma în baza acestui contract. Și vreau să-mi spuneți, domnul Ghilețchi, dumneavoastră, cum credeți? Are nevoie Republica Moldova și a fost necesar ca să totuși să se inițieze niște audieri a domnului ministru Munteanu pentru a afla mai multe detalii, pentru că acest subiect este atât de tare discutat că s-a încheiat foarte rapid contractul. Eu pun totuși de la premiză că guvernul a semnat un contract în interesele Republicii Moldova. Este de datoria guvernului să atragă investiții, să asigure securitate energetică, dar evident acele discuții care au avut loc în Parlament scot în evidență și un alt aspect, în special având în vedere și experiența concesionării aeroportului internațional Chișinău, deputații au avut întrebări legate de modul cum a fost selectată această companie, care este conținutul contractului, care va fi impactul asupra mediului. Și eu am avut o intervenție în cadrul acelei dezbateri, dar ceea ce am simțit eu este că a existat un consens și anume toți deputații vor mai multă informație pentru a putea răspunde la întrebările pe care le avem sau pentru a putea elimina dubiile pe care unii dintre noi le au, este necesar să audiem guvernul, fie în persoana domnului Valeriu Munteanu, care este ministru al mediului, fie în persoana chiar a primului ministru sau a ministrului economiei, pentru că, din câte am înțeles, este vorba nu doar de Ministerul Mediului, este vorba și de Ministerul Economiei. A fost așa o acțiune concertată, adică Ministerul Mediului este responsabil, evident, de impactul pe care această cercetare și explorare o va avea asupra mediului, dar e și din punct de vedere economic important să știm care sunt avantajele pentru Republica Moldova, de ce, repet, anume cu această companie s-a semnat, care sunt condițiile, pentru că termenul de concesionare este un termen destul de mare și pe un termen așa de mare, pe un teritoriu relativ mare, am vrea să știm, nu este secret, spre exemplu, că odată cu implementarea acordului de asociere se impun
restricții sau cerințe foarte stricte legate de mediu și agenții economici sunt nevoiți să respecte aceste cerințe. Deci eu chiar m-aș bucura în seara aceasta să aud și opinia domnului Nicoară legat de un eventual impact asupra mediului. Nu am văzut o analiză, poate Ministerul Mediului a făcut o analiză. Ar fi bine să-l auzim pe domnul Munteanu, să vedem dacă s-a făcut o analiză, un impact, un eventual impact asupra mediului pe care îl va avea această campanie de explorare și cercetare a hidrocarburilor din Republica Moldova. Știți, domnul Ghilețchi, sună foarte frumos titlurile știrilor în ultima săptămână după ce a fost pe 2 ianuarie semnat și anunțat într-un comunicat de presă semnarea acestui contract. O companie americană va investi peste 6 milioane de dolari și va crea peste 300 de locuri de muncă în Republica Moldova. Sună foarte bine, dar ne punem noi întrebarea, îndeajuns au fost făcute toate cercetările, cum spuneți dumneavoastră, și această explorare, pentru că mulți zic că este vorba doar de explorare a teritoriului și nu este vorba de exploatarea acestuia. Dar până la urmă nu se știe. Mai este o anexă în contract sau nu, pentru că au fost niște discuții. De aici am cerut ca guvernul să ne ofere toată informația necesară, să știm ce conține acest contract, să vedem toate clauzele contractului. Este extrem de important să cunoaștem care sunt clauzele contractului pentru a putea da o apreciere. Este în interesul Republicii Moldova? Nu este în interesul Republicii Moldova? Dacă s-au respectat cerințele legale și din punct de vedere economic s-a ținut cont de ceea ce este în interesul țării noastre, atunci lucrurile ar trebui să susținute și ar trebui să ne bucurăm de faptul că s-a semnat acest contract. Dar dacă se va descoperi că lucrurile nu stau așa, evident, guvernul va trebui să ofere explicații de ce a semnat un contract care nu avantajează Republica Moldova. La moment eu mă abțin de a da anumite aprecieri, pentru că, repet, așa cum spuneam în Parlament, eu cred că cei ce a sunat în consens din partea mai multor deputați din diferite fracțiuni a fost anume să audem această informație, să putem adresa întrebările care ne frământă, să auzim răspunsuri la aceste întrebări și apoi să tragem concluziile de rigoare. Liberal-democrații chiar au menționat că aceste controverse în jurul contractului de concesiune sunt rezultatul modului defectuos în care guvernul a informat despre aceasta poporul. Însă comuniștii au zis că general el trebuie reziliat și nu este cazul ca Republica Moldova să meargă în continuare pe această albie, pentru că în perioada Uniunii Sovietice au fost de ajuns efectuate testări la acest capitol, la explorarea terenului sudului Republicii Moldova și tot ce s-a găsit, cum a menționat și domnul Marian Lupu, se află în arhivele Moscovei și noi nu vom putea, dar avem noi nevoie. Da, și domnul Nicoară, deputația abordează asemenea probleme, îmi pare foarte interesant. Da, s-a exploatat intensiv în perioada sovietică, în anii 40-50, era prima perioadă când s-a făcut cartarea geologică a teritoriului Republicii Moldova, când s-au furat primele sonde de referință, s-a făcut o imagine generală asupra structurii geologice a teritoriului Republicii Moldova, au fost evidențiate și unele zăcăminte, cum este acel de la Valeni, zăcământul de petrol și acel de la Victorovka, zăcământ de gaze naturale, care actualmente se exploatează de compania Vale Exchim. Din câte ulterior, am auzit, deja nu mai... Continuă exploatarea. Nu s-a interzis acest lucru? Încă nu s-a interzis. Continuă activitatea companiei. Pe urmă a fost o perioadă de întrerupere și a fost a doua etapă de cercetări geologice în domeniu ca să cunoaștem. Totuși noi avem hidrocarburi în teritoriul țării sau nu. După ce a fost găsit cel renumit a doilea Baku în Sibiria de Vest, toate echipele de cercetări geologice de aici au fost mutate. S-a investit masiv în toată Uniunea Sovietică pentru cercetări, pentru uringoi și toate celelalte zăcăminte vestite. La noi, până la un bun sfârșit, n-a fost duse aceste lucrări. Și este foarte important ca acum Republica Moldova să efectueze cercetări de prospecțiuni și explorări a teritoriului Republicii pentru a spune bine și definit. Noi totuși avem resurse de hidrocarburi sau nu.
Încercări de astea s-au întreprins de mai multe ori și cu toate guvernările. Începând cu anul 95, când a fost încheiat acordul de concesiune cu compania americană Redeco. Apoi, după ce activitatea companiei Redeco a fost stopată și activitatea ei de exploatare a fost deja preluată de Vale Exchimp, în anii 2006-2007 au fost iarăși încercări de a da teritoriul în concesiune. Și mai mult ca atât, vă spun la sigur că toate documentele privind concesiunea au fost pregătite prin anul 2007. Pe timpul guvernării comuniste a fost, din câte mi-amintesc, chiar o înțelegere preventivă cu partenerii din Azerbaidjan. Doar că nu s-a reușit. Din ce motiv? Azerbaidjanul aștepta ca Republica Moldova să investească în cercetările geologice, Republica Moldova se aștepta ca să investească Azerbaidjanul. Uh-huh. Nu s-a primit. Și ulterior s-a mai încercat. Au fost diferite ședințe, grupuri de lucru de mai multe ori la care au participat specialiști, cum și de la Institutul de Geologie și Sismologie, așa și din alte instituții, privind perspectivele. Da, este clar că noi avem perspective, avem multe premize pentru hidrocarburi. Doar este important ca să ducem cercetările astea până la un bun finit. Spunem concluzia, totuși avem sau nu. Uh-huh. Și din punctul ăsta de vedere este foarte bine că guvernul s-a asumat responsabilitatea și a încheiat acest contract. Numai că este foarte important ca organele statului să-și protejeze toate interesele la toate etapele, ca să nu fie nimerit într-o situație când se vrea binele și rezultatele nu chiar corespund cu începutul nobil. Deci dumneavoastră, să înțeleg, nu vedeți nimic defectuos, tragic pentru Republica Moldova, atât din punct de vedere a instituțiilor de stat, cât și a impactului asupra populației și asupra mediului. În primul rând, cercetările de prospecțiune și explorare nu privesc niciun impact misterios asupra mediului și a populației. Aici o mică atenție. Totuși, nu se știe. Permiteți-mi da, dar nu se știe. Vor gândul. Termina doar cu explorarea sau vor continua? Pentru că pentru explorare sunt necesare corect. Milioane. Corect. Și cum să se oprească doar la explorare? Cam nu prea seamănă cu realitate. De ce se face așa? Uh-huh. Să nu vorbim cu termenii care noi le folosim în geologie, da? Ce înseamnă prospecțiuni? Uh-huh. Noi căutăm ceva. Ce înseamnă explorare. Noi deja, dacă ceva premize am găsit, noi încercăm să evaluăm cam ce este. Și deja ulterior trece la exploatare. Dacă noi deja am găsit prima etapă, a doua, am cartat, am estimat, am determinat care sunt rezervele, le-am transmis la balanța de stat ca rezerve, care prevede codul subsolului, uh-huh. și după aceasta deja se permite ulterior nu se știe pentru cine e exploatare. Asta e tradițional, se folosește în toate țările lumii. Inclusiv, este și o companie cu experiență din Republica Moldova, ASCOM. Poate o cunoașteți, și care desfășoară asemenea lucrări menționat, în Irak, credeți în Sudan. Credeți că ASCOM-ul, dacă avea să aibă datele, că aici există multe zăcăminte sau hidrocarburi, nu avea să o facă ASCOM-ul? Aici foarte bine ați menționat. Aici, da, îi caut prin Africa, prin Kazahstan. Da, din, și nu a venit aici. Din ce? Iată, aici putem să mai deschidem încă o dată paranteze. Compania ASCOM a avut asemenea interes cu vreo 5 ani în urmă. Chiar interesul era foarte mare ca să încearcă să efectueze prospecțiuni și explorări de hidrocarburi pe teritoriul Republicii uh-huh. Moldova. Și nu i-a dat voie? Nu că nu i-a dat voie, totuși până la finit nu s-a ajuns ca să participe chiar la acest tender. Eu am discutat pe parcursul anunțării tenderului cu fost geolog de la ASCOM și dumnealui se interesa dacă participă, nu participă însuși la perioada tenderului. Noi am aflat numai din presă, care este presa specializată. Noi, ca instituție, n-am fost direct implicați, indirect, da, direct n-am fost. Doar că se continuă. De ce totuși ASCOM-ul
poate că nu s-a gândit să investească la noi. Toți terenurile cele care le folosesc în Irak, Sudan, care sunt țări în război deschis, unde este un mare risc de pierdere investițiilor, dar totuși acolo hidrocarburii sunt în așa condiții că nu trebuie să investești foarte mult ca să le găsești. Domnul Nicoar, sunt de acord cu lucrurile pe care dumneavoastră le afirmați, dar aici apar foarte multe semne de întrebare ce ține de istoricul acestei companii cu care s-a încheiat contractul și faptul că foarte multă lume, atât din ecologiști, din rândurile ecologiștilor, cât și din oamenii care documentați la acest capitol, sunt împotrivă și vorbesc despre faptul, chiar vreau să-l citesc pe domnul Sturza, care a zis specialiștii în domeniu o știu foarte bine și de mult, dar niște fisuri și mici pungi în Sarmatian din platforma moldovenească din România deține acest gaz de șist. Mai mult nu există la noi în Republica Moldova. Sau domnul Ilia Trombițchi, pentru că l-am telefonat, că este cel mai aprig așa luptător, care vorbește că nu este bine pentru Republica Moldova această explorare, ne spune că mai bine s-ar ocupa guvernanții noștri de management și nu de distrugerea landșaftului natural de Republica Moldova. Ce facem cu ei? Cu tot respectul față de domnul Sturza, față de domnul Trombițchi, trebuie să spunem. Ceea ce spune domnul Sturza cu mici marcări în Sarmațean sunt zăcămintele cele menționate de la Valeni și Valeni, Victorov, ca și Berești. Numai că în afară de acestea au fost cel puțin 16 sonde furate la adâncimea peste 3 km, în care au fost manifestări de hidrocarburi. Și acestea au fost depistate la nivelul tehnologiilor anilor 50-60. Știința, cum și industria în domeniul exploatării și explorării, a progresat. După 60 de ani, unele tehnologii care se aplicau cu 60 de ani în urmă, acum nici nu spun în discuție. Este necesar să fie făcut un bun studiu geofizic cu implicarea studiilor gravimetrice, cu implicarea studiilor seismogramelor. Atunci o să vedem ce avem. În privința opiniei domnului Trombițchi, care este un aprig apărător al mediului, care a făcut foarte mult pentru protecția râului Nistru, tot respectul față de activitatea dumnealui, totuși dumnealui nu este geolog și nu prea înțelege ce înseamnă exploatare, explorare. Nu poate să separe aceste două noțiuni. Eu vreau să-l întreb pe domnul Ghilețchi, dumneavoastră, nu v-a părut suspicios faptul că acest contract a fost semnat pe 2 ianuarie, când suntem în a doua zi de Revelion, și această grabă cu care și datele incomplete care nu ne dau mare încredere că această firmă, această companie mare, este capabilă să investească așa sume mari, pentru că explorarea până la urmă necesită sume enorme. Da. Bine, dumneavoastră, la început de emisiune a spus că nu sunteți superstițioasă față de data de 13 de astăzi, deci eu nu cred că data contează așa de mult. Pentru mine, nu, indiferent de dată, există întrebări la care vreau răspuns. Cum a fost selectată această companie? Cum s-a efectuat tenderul? Concursul a fost corect? Da, concursul a fost corect. Au mai fost și alte companii. Este cea mai bună companie cărei s-a oferit acest contract de concesiune? Care sunt condițiile acestui contract de concesiune? Și chiar dacă, mulțumesc pentru explicațiile foarte interesante pe care le-a oferit domnul Nicoară, totuși înțeleg că este adică diferența aceasta între exploatare și explorare, dar și în perioada de cercetare, de explorare, noi oricum ar trebui să avem un studiu, să vedem care ar putea fi eventual un impact asupra mediului, pentru că acest studiu ar trebui să fie luat în calcul dacă chiar se descoperă zăcăminte care, în care există cantități mari de hidrocarburi. Exploatarea lor, care vor fi costurile pentru exploatarea lor. Am în vedere costuri legate de impact asupra mediului. Deci de aceea o asemenea analiză este necesară. Așa că eu am cel puțin 3 întrebări la care aș dori să am răspunsuri. Cum a fost selectată compania, care sunt condițiile acestui contract și care ar fi un eventual impact asupra mediului dacă am începe exploatarea hidrocarburilor în Republica Moldova. Să vă întreb și să vă spun că chiar acum sau o perioadă care a menționat-o domnul Nicoară, ce ține de exploatarea și explorarea
și activitatea Valea Exchim, ecologiștii menționează că deja au fost încălcări și au fost afectat mediul și lucrul acesta de multe ori s-a nominalizat în diferite cercetări și nimeni nu a luat nicio reacție. Acum, domnul Ghelescu, eu mă întreb, v-ar fi capabile instituțiile noastre de stat să monitorizeze activitatea acestei instituții, acestei companii? Dacă va fi o monitorizare destul de strictă, o monitorizare îndreptată asupra acestui domeniu, iată chiar și controlul parlamentar despre care vorbim, eu cred că va fi suficientă presiune ca instituțiile statului să respecte legislația și prevederile care se găsesc acolo privind protecția mediului înconjurător. Să sperăm că asta va fi, dar o altă semn de întrebare și o altă situație care ne pune pe gânduri este de ce nu s-a acceptat în Parlament ca să se discute și să-l cheme pe domnul Munteanu în fața Parlamentului să prezinte o informație. Și s-a lăsat pe această săptămână să se aducă doar nota informativă de la minister și știu că Partidul Socialiștilor a fost cei care au inițiat această procedură, da? Da, noi săptămâna trecută în ședința în plen am solicitat, toți ați văzut că au fost argumente și pro și contra, cu toate că eu nu prea văd de ce ar trebui să fie argumente contra și atâta să lăsăm loc de interpretare, ori să... Evident că trebuia din start de discutat și de pregătit opinie, dar la noi nu știu cum se face, așa că deja post factum discutăm. Eu nu am văzut, cel puțin anul trecut, ca guvernul să atragă în discuții publici experți în geologie, ca să consulte cu dumnealor. Nu am văzut să vină, noi de unde știm că este cea mai bună companie aleasă, în condițiile în care noi nu știm cine în genere a mai participat acolo. Dacă a mai participat cineva ori, cu toate că... Eu am văzut astăzi o poză unde domnul Plahotniuc sta bine mersi încă un an în urmă cu prima persoană de la Frontera Resources. Și aici ne duce cu gândul că n-a mai fost niciun concurs și nici transparență și nimic. Asta ar putea fi interpretări. Noi nu știm... Păi, bine, înseamnă că eu nu, în coincidență astea nu prea cred. Nu, chiar nu cred în astfel de coincidență. Mai este o coincidență că aceste companii Frontera Resources în anul 2015 a avut niște prezentări masive în care s-au axat pe descoperirea în Marea Neagră a unor hidrocarburi și gaze. Corect vorbesc, domnul Nicoară, corect a spus. În perioada sovietică... Și poate ar fi aceasta o situație, că ținând cont de o politică globală de descoperirea unor resurse naturale, ar putea și noi, Republica Moldova, să facem parte dintr-o înțelegere despre ceea ce spuneți dumneavoastră, acea fotografie. E clar lucru că nu a descoperit nimeni nimic cât de cât sunt careva zăcăminte naturale. Domnul Nicoară corect a spus, în perioada sovietică au fost cercetări serioase, au fost, din câte îmi amintesc, au fost făcute, adică perforate 27 de sonde, dintre care din 16 au fost s-au găsit resurse petroliere și așa mai departe. Adică mult sau puțin, nu știu, dar cert este că a fost așa ceva. Ce spunea de la Văleni, prima cercetare a fost în anul 1945, iar 10 ani mai târziu deja s-au început exploatările, dacă nu greșesc. Este așa o informație, numai că ea puțin diferă. Zăcământul a fost descoperit în anul 57 și asta a fost încă, este o poveste interesantă prin întâmplare, dar perioada e aceeași. E aceeași perioadă. Deci această companie care vine, ea tare mult nu trebuie să investească, să caute, cu toate că eu nu văd unde e logica să faci explorări fără a avea dreptul de exploatare. Care e interesul lor? Cheltui bani aiuri așa? Evident că nu. Deci, și aici e și problema. În ce condiții a fost semnat acel contract? Care este interesul național al Republicii Moldova în cazul dat? Chiar dacă vorbim de securitate energetică. Și aici sunt lăsate mai multe semne de întrebare. S-au ales așa o perioadă când
când toți erau în vacanță, când, nu știu, se putea de făcut, la urma urmei... Este lipsă de informare, trebuia mai multă informare și oamenii trebuia să... Și noi despre ce vorbim? Noi vorbim despre transparență, care transparență, că nimeni nici n-au auzit până au dat de informația asta câteva zile în urmă. Care transparență? Păi și după ce s-a văzut acest comunicat de presă, au început oamenii să discute la acest De ce noi am solicitat informația asta? Că la urma urmei este vorba despre interesul național, este vorba despre o treime din teritoriul Republicii Moldova, este vorba de un termen de 50 de ani, asta nu sunt câteva zile, și noi am instituit formula, o notă informativă care să ne vină așa frumușel pe foiță scris interesant ce și cum. Domnul Ghilețchi știe, colegul Ghilețchi știe, când în plen din o întrebare apare alta. Uh-huh. Adică noi deci era mult mai bine ca totuși să fie audiat ministrul mediului, domnul Valeriu Munteanu și nu, cred că pe zi ce trece apare tot mai multe informații, cred că era oportun la fel să-l ascultăm și pe domnul Calmâc, de ce nu era binevenit să vină semnatarul acestui contract. De ce nu, domnul prim-ministru? Ca să nu lăsăm atâta, să vină, ori asta e sub parafa secret. Uh-huh. Dacă e sub parafa secret, lasă să spun că e sub parafa secret și noi gata, nu mai avem treabă. Închidem ușile la Parlament, pun iarăși sistemul ăla de bruiaj, am stâns lumina și cu lanterna citim și în contractul acela. Dar atâta timp cât este... Lasă mai mult semn de întrebare. Care este impactul asupra mediului? Care sunt, din punct de vedere financiar, cu ce este convenabil Republicii Moldova? Și iarăși, ceea ce a spus colegii, avem, să zicem, companii care efectuează astfel de lucrări la nivel internațional și prin Africa, și prin Irak, și prin Kazahstan au fost, până mai fost ei, patronii fiind moldoveni, putea la urma urmei să o facă și ei. Dar... Pentru ca să ne răspund direct la această întrebare, domnul Valeriu Munteanu a căzut de acord ca să intervină telefonic la noi în studio. De aceea rog regia, vă rog frumos să faceți legătura cu domnul ministrul mediului Valeriu Munteanu și să ne răspundă direct la întrebările domnului Novac și ale mele. Este sunetul? Domnul Munteanu a promis că va răspunde, de aceea așteptăm cu nerăbdare să ridice receptorul și să întrebăm dacă dânsul este sigur că acest concurs a decurs fără nicio încălcare și dacă Republica Moldova poate timp de 50 de ani să fie sigură că nu vor apărea alte situații care vor pune în pericol atât mediul cât și locatarii localnici acestor sate învecinate cu zona respectivă. Regia, domnul Munteanu este pe fir? Da, este. Da. Alo, bună seara! Da, bună seara. Domnul Munteanu, vă mulțumim mult că ați acceptat să intrați în dezbatere cu noi în această seară. Discutăm astăzi cât este de benefic și care sunt avantajele și dezavantajele contractului semnat cu Frontera Resurse și vreau să ne răspundeți. Dumneavoastră, cu tot din adinsul, continuați să afirmați că acesta este un proiect benefic pentru Republica Moldova. Dar toate aceste întrebări apărute pe parcurs în societate și în diverse surse, cum le răspundem la ele? Care sunt momentele acestea care par a fi dubioase? Ok, nu există absolut niciun dram de dubiu în acest proiect. A fost absolut transparent de la început până la sfârșit. Problema, rezultatul acestui concurs și momentul în care anumite forțe politice din Republica Moldova, care au anumite înrăuriri estice, au văzut că câștigătura acestui concurs a devenit o companie americană care va face prospecțiuni, insist asupra faptului, prospecțiuni pentru gaze naturale și petrol, pentru că personal am spus acest lucru în paranteză, în cotările cu guvernul și în toate actele care au urmat,
E sigur că au deranjat foarte mult solii Federației Ruse în Republica Moldova, care nu s-ar fi bucurat ca să câștige o firmă din Federația Rusă, ce anume păstrarea status quo-ului. Domnul Mundeanu, credeți că problema stă în denumirea firmei americană sau rusă? Nu cred că e aici problema. Nu cred că e problema în denumirea firmei, este americană sau rusă. Dacă tot m-ați rugat, vreau să știți care este esența problemei foarte mari. Dependența Republicii Moldova de gazele rusești era un instrument de presiune asupra Republicii Moldova colosal, foarte mare. Și în ultimii 25 de ani, toate guvernele din Republica Moldova au știut foarte bine. Există premize clare ca Republica Moldova să fie depistate rezerve considerabile de gaze naturale și petrol în vederea exploatării acestora, dar nu au făcut un concurs, nu au întreprins nici în acest sens. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, și am siguranță în acest sens, au fost în sunta Moscovii și au acționat în detrimentul intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Iată de astăzi, în 5 ani de zile, vom avea claritate dacă există sau nu în Republica Moldova aceste rezerve de gaze naturale și petrol, insist, nu de gaze de șist. Eu am exclus și exclud orice posibilitate în acest sens să declar acest lucru cu toată responsabilitatea unui mandat al unui ministru, pentru că exploatarea gazelor de șist este extrem de neprietenoasă pentru mediu și nu aș fi acceptat niciodată acest lucru. Pentru prima dată de la independență încoace, și iarăși a fost insistența mea, am publicat anunțul privind concursul investițional în acest sens în presa internațională, inclusiv în ziarul englez The Economist. O publicație reputată și nu la capitolul matrimoniale sau în altă parte de la capitolul licitații internaționale. Bine, într-o revistă... a dorit, a putut să ia cunoștință de acest Moldoveanu concurs. Cam nu știe limba engleză să o citească. Trebuia să faceți mai multă informare aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Pe teritoriul Republicii Moldova. Nu vreau să vorbesc despre teritoriul Republicii Moldova, pentru că n-am publicat pe site-ul Ministerului Mediu, pe site-ul Agenției de Geologie, pe site-ul Proprietăților Publice și Monitorul Oficial. Acest lucru s-a mai întâmplat în Republica Moldova. Eu despre publicații internaționale reputate. Deci guvernul nu s-a grăbit, privind încheierea acestui contract. Totul este perfect și concursul a decurs. Absolut legal, sunt gata să vină orice critic care își permite să denigreze acest proces pe internet, să se așeze și îi voi explica și îi voi aduce dovezi. Și nimeni nu a încercat să se tragă de nădragi cu noi pe acest temă, pentru că știu foarte exact că a vegheat la respectarea buchii și spiritului legii. Desigur că speculații vor apărea, că firma nu-i chiar americană, că ambasadorul Americii nu-i chiar ambasador sau alt prostii pe care le-am nu e vorba de aceste lucruri, că nu suntem... Cât companii au participat la concurs? Poftim? Câte companii... Bună seara, Grigore Novac! Câte companii au participat la concurs? Vă salut, domnul deputat. Sunteți ca acasă. Da, desigur. Vă rog frumos. La concurs au participat două companii. Serios concurs a fost. Și... Zic, serios concurs. Bătălia a fost mare acolo, din două, da. Domnule Munteanu, vă rog frumos să-mi spuneți, de ce ecologiștii... Declar cu toată responsabilitatea. Noi și dumneavoastră puteți verifica publicația de economii din data de 20 august anului trecut. Trebuie să asigure și dumneavoastră știți foarte exact autoritățile în cadrul unui concurs este ca să fie public, toată lumea să-l cunoască, iar cei care doresc să participe. Ori prin ceea ce v-am spus eu și insist asupra acestui fapt, caracterul public s-a respectat, noi am asigurat acest lucru. Au fost criterii foarte, zic eu, și probabil anumite companii, inclusiv din Federația Rusă, de unde ar fi plăcut cuiva să participe, nu s-au încadrat în aceste criterii și... Domnul Munteanu, caracterul public asta nu înseamnă public pentru un grup de persoane. Domnul Ghilețchi vrea să... Domnul Ghilețchi vrea să vă adreseze o întrebare. Domnul Ghilețchi. Domnul ministru, Valeriu Ghilețchi, vă ascult cu atenție, am citit ce ați postat astăzi pe Facebook, dar aș vrea să vă întreb, ca să fie spulberate orice dubii și suspiciuni, ați
ați fi gata eventual să veniți în Parlament să răspundeți la întrebările deputaților? Sunt gata, cer acest lucru în calitate de... Eu am tot respectul și toată condescendența pentru Parlamentul Republicii Moldova, care este organul politic și arena politico-juridică din Republica Moldova. În calitatea mea de ministru, care am fost responsabil de jumătate de acest proces, sunt gata să vin joi sau vineri în Parlament, alocat cât timp este nevoie, iar eu voi prezenta tuturor și fiecare toate actele doveditoare în acest sens și respectiv vom verifica pas cu pas acțiune cu cadrul legal existent și vom demantela orice suspiciune care mai există. Domnul Munteanu, nu s-a votat în Parlament prezența dumneavoastră. Nu s-a votat. Nu s-a votat. Ea s-a amânat. Eu voi vorbi acest lucru mâine la coaliție și o să solicit ca să fiu bine nechemat, nu știu, să vă găsesc o modalitate în care să pot fi ascultat pe acest subiect o jumătate sau o oră, cât va considera distinsul Parlament, pentru ca să epuizăm per acest... Domnul Munteanu, 50 de ani nu este exagerat pentru a concesiona o suprafață atât de mare Republicii Moldova? Acum haideți să explic și acest lucru, pentru că există foarte puțină lume în Republica Moldova care s-a aplicat asupra normei legale și a putut să facă deosebire între procedurile pe care le consacră codul subsolului, și anume procedurile de explorare, cercetare și cele de exploatare. Deci prevede în felul următor. Dacă un operator economic face pe propria lui cheltuială o explorare și devitează zăcăminte naturale, acestea sunt constituite ca zăcământ de stat într-o altă procedură și transmite printr-un alt contract. Ceea ce am făcut noi acum a fost un contract de 5 ani, pentru că atât ar dura aceste proceduri de cercetare, și am dat acestei companii dreptul să fie o treime din teritoriul Republicii deci Moldova. Deci nu este mult. Deci nu este mult și aici este cumularea unor termeni și unor cifre, da, de asta să înțeleg. Nu este un termen exagerat, pentru că sunt niște cumulări de termene. 5 ani după aceea, dacă nu găsesc, mai dați 5 ani? Nu este deloc exagerat. Am înțeles. Și domnul deputat știu că înțeleg acest lucru. Noi am semnat un contract pentru explorare. Și nu este vorba de ulterioara exploatare, domnul Munteanu, nu este vorba de ulterioara exploatare? Pentru că această exploatare, ecologiștii vorbesc că ea dăunează foarte mult solului, subsolului și pământului. Eu vă declar cu toată responsabilitatea unui mandat de ministru al mediului și eu pot să demonstrez că am intrat în acest rol și sunt foarte mult la aceste deziderate din mediu prin acțiunile mele. Nu există astăzi prin tehnologiile avansate care există în domeniul extragerii de gaze naturale și petrol, nu și de gaze de șist care este neprietenos mediului, nu există niciun prejudiciu adus mediului. În schimb, va asigura Republicii Moldova independență față de imperativele care ne vin din ies de fiecare dată atunci când vrem să ridicăm capul un pic mai sus. Am înțeles. Și dumneavoastră, în calitate de ministru, promiteți că veți monitoriza tot procesul acesta și în continuare... Nu. Margareta, cu siguranță, sau este puțin probabil și nu-mi doresc acest lucru, să fiu ministru al mediului peste 5 ani de zile. Peste 5 ani de zile... Păi asta e și problema, că dumneavoastră veți pleca, dar cei care vin ce vor face? Nu. Cei care vor veni vor trebui peste 5 ani, când această companie va face concluzii și în eventualitate de depistării zăcămintelor considerabile de gaze și petrol, va trebui aceste zăcăminte constituite și va trebui negociat un contract pentru exploatare. Respectiv, elementul central din acest contract este redevența. Am redevența înțeles. La exploatare. Și încă o întrebare. Aici nu este loc de interpretări pentru asocierea PD-ului cu PLDM-ului la această temă. Încă o dată. Nu este loc de interpretări pentru ideea că v-ați asociat PL-ul cu PDM-ul în convenirea unor interese? Nu vă supărați. Noi suntem parte a unei coaliții, iar la guvernare astăzi este Partidul Democrat și Partidul Liberal. Iar eu sunt ministru într-un guvern. Există de fiecare dată decizii politico-juridice luate. Nu văd nicio problemă în acest sens. Ce altceva vreau să vă spun? Iar în același timp, noi suntem obligați
să respectăm niște proceduri pe care eu am toată responsabilitatea să vă spun că au fost respectate de la început până la sfârșit. Noi vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm atunci în Parlament ca să veniți cu mai multe informații. Eu vin cu cea mai mare plăcere, voi discuta acest lucru și voi solicita ca să... Dar oricum, informații au fost prea puține și de-abia acum începem să dezbatem această temă. Au fost absolut suficiente pentru lume. Desigur că este un domeniu foarte specific și foarte necunoscut. Niciodată în ultimii 25 de ani de la ocupație în pace nu s-a vorbit despre acest subiect. Nu, s-a vorbit. Aici îl contraziceți pe domnul Nicoară. S-a vorbit, doar că nu au vrut guvernele. Vedeți, s-a vorbit. Bună seara, deci, nu, într-adevăr s-a vorbit. S-a vorbit, domnul Munteanu. S-a vorbit în măsura și în capacitatea în care masele să înțeleagă. Dumneavoastră nu veți fi pionier în tema aceasta. S-a vorbit, nu vezi? Vedeți, fac o asociere așa frumoasă dintre cuvântul pionier și domnul Munteanu. Nu văd nicio problemă în cuvântul pionier. Nu este absolut nicio problemă. Nu spuneam, în momentul în care cetățeanul Republicii Moldova ar fi înțeles în ultimii 25 de ani că noi avem acest petrol și gaze, se ținea ca o chimeră, ca o iluzie undeva departe, dar guvernele, bună știință, nu au declanșat acest proces pe care eu îmi doresc devină irreversibil. Iar noi, într-o perspectivă de 5-7 ani, să obținem independență de gazele naturale și de petrol de unde luăm din regiune. Atunci Republica Moldova va putea considera că este cu adevărat independentă. Eu aici vreau doar o remarcă mică, pentru că mai aveți o istorie la Sângera, când ați semnat un contract pe Leu, primarul de la Sângera, fără să informați oamenii, de aceea apar aceste suspiciuni și situații de confuzii, că este vorba de acea uzină de prelucrare deșeurilor care oamenii din Sângera s-au ridicat și vor să anuleze. Dacă deschideți această temă, ar trebui să faceți o replică, o emisiune separată. Foarte, foarte mare și nu este uzină de prelucrare. Este centru de gestiune, este centru de management, este centru de logistică și iarăși foarte politică. Păi vedeți, este lipsă de informare, domnul Munteanu, vorbesc despre aceasta, că Peleu încheie niște contracte care nu sunt aduse corect populației ca informație. Nu vă supărați, nu le încheie Peleu, Partidul Liberal nu a încheiat, este un proiect al Uniunii Europene pe care îl dezvoltă Ministerul Mediului înainte de a veni un ministru. Aș vrea eu să-mi adjudec aceste mei, dar nu sunt ale mele. Sunt niște proceduri și niște procese pe care eu doar le continu. Nu vreau să fac paradă din acest lucru. Da, vă mulțumesc tare mult. O seară frumoasă. Da, vă spun. Da. Clar este că spectatorii nu au înțeles nimic. Eu vă spun precis că e tare binișor. Trebuie deja să tragem concluziile. Vreau, da, să mergem la așa. La noi o să ne trezăm în situația în care că acolo unii și-au băgat nasul liberale, o să ne trezăm că în cazul în care o să fie prejudiciat Republica Moldova, cu siguranță vă spun că vinovete o să fie tancurile Moldovei, mâna Moscovei, ocupația sovietică și vreți numai nu ei. Și aici și problema, că nu se discută și nici nu o să se discute. O să vedeți că o să găsească, eu nu știu ce intuiesc, că domnul Munteanu o să găsească așa o scuză, e că eu am vrut să vin în Parlament, dar dacă nu a votat. Mm-hmm. Am înțeles. Domnul Nicolae, vă rog frumos dumneavoastră. Ca în concluzie, eu m-aș repeta, este foarte bine că totuși s-a procesat la decizia și totuși a venit cu un risc major o companie cu experiență, sper că cu experiență, totuși noi mai puțin cunoaștem despre activitatea companiei, a venit și a să ne spui ferm, totuși noi avem hidrocarburi sau nu, merită de investit în acest domeniu sau nu. Ulterior, deja dacă va avea succes, cum prevede prevederile legale, ea va avea prioritate la exploatare. Doar asta deja va fi în mâinile conducerii organelor de control. Eu totuși sper să aibă succes această companie, dar contractul deja cu dânsa este încheiat. Am înțeles. Domnul Ghilețchi? Da, lipsa de informații obiective generează tot felul de informații. Eu m-am bucurat să aud și dumneavoastră și pe domnul Munteanu că este dispus să vină în Parlament. Eu chiar mi-aș dori foarte mult. De aia spuneam, deși noi am avut pe alocuri opinii diferite cu domnul Novac, cu fracțiunea Partidului Socialiștilor, dar cred că am convenit asupra necesității audierii ministrului, ca să avem
posibilitatea audierii să adreseze. Audierii în Parlament. Sigur, nu doar printr-o notă informativă, audierii dar parlament. Eu pledez, de aia și-am adresat întrebarea domnului Munteanu, eu pledez pentru audieri în Parlament. O notă informativă, ea evident oferă o anumită informație, dar ea nu e suficientă. În cadrul unei discuții, în cadrul audierilor, poți adresa mai multe întrebări și atunci cetățenii ascultă, noi ascultăm, putem trage anumite concluzii, putem eventual să ne adresăm guvernului cu, să zic, alte interpelări suplimentare dacă încă mai rămân întrebări fără răspunsuri. De aceea eu sper mult, totuși, pe parcursul acestei săptămâni, să avem pe domnul Munteanu care... în Parlament și ar fi bine, așa cum spuneam la începutul emisiunii, să-l avem și pe domnul ministru al economiei, să fie împreună, pentru că ne-ar interesa și modul cum a fost selectată compania, dar eu cred că și aspectul economic este la fel de important pentru interesele naționale ale Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio și pentru că am vorbit la această temă și am adus cât de cât un pic de lumină și așteptăm această audiere a domnului Munteanu în Parlament. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediție din această seară a emisiunii Intersecție RM. Eu vă aștept joi la 20:30 cu altă temă și cu alți invitați. La revedere!